Și cu băieții? Nu prea. Fetele? Zic cu băieții, zi. Băieții sunt obraznici și o supără pe doamna. Și pe tine te mai supără băieții din când în când? Când te-a supărat ultima oară și cum îl cheamă pe băiatul care te-a supărat? Astăzi mi-a curs sânge la un coleg care m-a lovit. Nu cred, nu cred așa ceva. Ba da. Se cheamă Paul și m-a lovit la nara asta. Dar tu nu i-ai spus să aibă, lui Paul, nu i-ai spus să aibă grijă că tu ai cel mai frumos năsuc din lume? Eu i-am zis că sunt sensibilă, i-a zis doamna. Se vede că e sensibilă. Și mama ta e foarte sensibilă. Da. Spune despre mama, că asta m-a interesat. Câteodată când vă ating, o să repeți în spatele? A, nu când mă atinge. Nu, spune-i lui Mihai că te iau în brațe după ce face baie. O iau în brațe din cadă, o iau în brațe dimineața când o trezesc pentru școală. Și spun, mami, ai crescut mare, mă doare spatele. Nu e normal? Da. Dar tati te ia, adică nu... Nu. N-are probleme cu spatele, cu astea. Nu. Le doare puțin tot spatele. Și pe el îl doare spatele? Mamă, dar câte dureri de spate... Și pe tine? Te mai doare cotul? Nu. Nu te doare, nu? Dar zi-mi când te-ai supărat ultima oară pe mami. Niciodată. Dar ea pe tine? Niciodată. Ea nu s-a supărat niciodată pe tine? Nu. Adică nu că niciodată. Încerc până la vârsta asta, are aproape 7 ani, face în februarie, să fim prietene. Aha. Și dacă greșește, că se întâmplă, sau eu dacă greșesc, ne cerem iertare, ne cerem scuze. Cum nu m-am supărat atât de dimineață, că de asta am rămas fără voce, m-am supărat pe tine? Ia spune tu, lui Mihai. De ce? Cam așa și așa. Da, de ce? Că uneori niște haine nu cam îmi convin. Ție nu-ți convin hainele, știu povestea asta dimineața. Eu vreau să aleg și ea... Normal, dar toate domnișoarele vor să-și facă singură ținutele, nu? Păi nu, când suntem la școală, nu alege. La școală este uniformă. E uniformă. Și așa trebuie să se îmbrace. Și nu prea ai chef să te îmbraci în fiecare zi în uniformă. Ba da. Ba da? Îi place, dar... Mă îmbrac în sarafan, mă îmbrac în fustiță. În cămașă nu, că transpir. Știi că sunt o mulțime de lucruri pe care eu nu le știu despre mami. Deși mami este celebră, adică o știe toată lumea, se mai întâmplă să oprească lumea pe stradă când e cu tine, nu? Când e cu tine, nu oprește de rușine să nu-i ceri tu. E, cum să nu? Ba da, nu facem poze și mă treabă mami, de ce te cunoaște toată lumea? Ba da, da. Dar de ce crezi că o cunoaște toată lumea pe mami? E cântăreață și cântă. Ok, perfect. Și... Cam și dansează. Cam și dansează, cu dansul cunoaște toată lumea. Dar spune-mi, accept să-mi spui niște lucruri pe care nu le știe lumea, oricât ar fi de celebră mami despre ea? Da.